Îndreptați-vă atenția spre respirație. Respirați de 10 ori. Invitați-vă profesorul Shen Yan Ten Sui. În limba tibetană înseamnă prietenul cel bun sau prietenul spiritual. Să vină să vă însoțească în această meditație. Priviți-i frumusețea lui interioară și exterioară. El este înconjurat de o aură luminoasă. Aura înțelepciunii și a iubirii lui pure. Și vă privește cu o iubire imensă. Echipare a tot ceea ce îți doriți să fiți. Refugiați-vă acum în aceste lucruri minunate pe care profesorul le întruchipează pentru voi, în virtuțile lui sublime. Și cereți-i să vă ajute să vă dezvoltați bunicită. Această iubire necondiționată, incontrolabilă, față de toate ființele simțitoare. Și acum uitați-vă la corpul vostru și goliți-l de tot ce este în interior. Goliți-l de carne, de oase, de toate organele interne și de sânge. Corpul să rămână complet gol. Singurul lucru care să rămână să fie doar conturul exterior al trupului vostru. Vizualizați că tot se ne. Verificați dacă ați scolit totul. Verificați dacă nu a mai rămas nimic în vârful degetelor, de la mâini, de la picioare, din locul urechilor. Totul să fie plin de lumină.
În locul în care se află coloana vertebrală, va trece acum canalul central, numită șușumna. El arată ca paiul de băut, dar transparent ca un cristal. Nu există nimic care să-l blocheze. El începe de la coccis, ajunge în creștetul capului și de acolo se curbează și coboară spre punctul dintre sprâncene, cam 2 cm în interior. Acest punct se numește Ajna Chakra. Acest punct se numește Ajna Chakra. În capătul Ajna Chakra, imaginați-vă un diamant mic care strălucește intens, răspândind o lumină orbitoare de o frumusețe fără seamă. Concentrați-vă pe acest diamant. El reprezintă înțelepciunea voastră. Acest punct vă va ajuta să vedeți cu claritate lucrurile. Și acum, vizualizați în canalul principal, în dreptul locului unde s-a aflat inima voastră, un trandafir superb, mic și roșu. Petalele lui sunt catifelate, emanând un miros suav, minunat. El simbolizează compasiunea voastră. Încercați să-l mirosiți, să-i simțiți finețea petalelor lui și bucurați-vă de frumusețea lui. Imaginați-vă cum diamantul din Ajna Chakra începe să urce prin canalul central spre creștetul capului. Faceți acest lucru încet. Lumina care o răspândește urcă și ea ca un punct, începe să alunece în jos, încet, încet, radiind lumină verde, așezându-se ușor pe trandafir. Uitați-vă la diamantul care este așezat pe trandafir. Diamantul luminează trandafirul care radiază frumusețea și care emană miros plăcut. Împreună ele simbolizează deschiderea chakrei inimii și împlinirea compasiunii și a înțelepciunii voastre. Împreună ele simbolizează deschiderea chakrei inimii și împlinirea compasiunii și a înțelepciunii voastre.
Această întâlnire dintre înțelepciune și compasiune va crea o lumină intensă, lumină ce simbolizează compasiunea uriașă și înțelepciunea profundă. Această împreunare va deveni cauza formării corpului vostru de lumină și a unei minți atot știutoare și plină de compasiune, devenirea într-o ființă iluminată. Tot trupul vă va umple cu toată fericirea care poate să existe și va curăța de orice suferință tot trupul pe care îl dețineți. Lumina izbucnește din corpul vostru, extinzându-se în tot universul, în toate ființele. Ea umple mai întâi camera în care stați, pe cei din jurul vostru, se extinde și umple toată clădirea în care sunteți și pe toți cei din ea, apoi se extinde și umple tot orașul, toată țara, tot globul pământesc și tot universul. Tot globul pământesc și tot universul. Lumina binecuvântează orice ființă pe care o găsește în cale, satisfăcând toate dorințele acesteia și poate și mai mult decât și-a dorit. Încercați atât că vă permite imaginația să mergeți dincolo de această lume, spre alte lumi. Și să vă vedeți cum deveniți o sursă de binecuvântare pentru orice ființă din univers. Cuvântare pentru orice ființă din univers. Îndreptați-vă atenția acum spre Lama și invitați-l să vină la voi. Lama vine și se așează pe locul unde se află trandafirul și diamantul. Rugați-l să rămână cu voi și să continue să vă ajute în a vă dezvolta compasiunea. Dedicați binecuvântarea acestei meditații ca nicio ființă simțitoare să nu mai cunoască suferință și să aibă cu toate parte de fericirea sublimă a lui Buddha. Încet, încet deschideți ochii.